Redactor șef la Jurnalul Național amenințat. Dan Constantin a fost victima unor... Tot depinde de Jurnalul Național, citesc. Dan Constantin a fost victima unor agresiuni verbale și amenințări pentru opiniile exprimate la Antena 3. O anchetă a poliției vizează un tânăr care a declarat că nu va păți nimic dacă îl scuipă în gură pe ziarist. Sâmbătă seară, în jurul orei 19, în parcarea supermarketului Kaufland din bulevardul Barbu Văcărescu, o persoană de circa 30 de ani s-a apropiat de Dan Constantin și l-a amenințat că îl scuipă în gură. Dar dacă Dan Constantin ținea gura închisă, ce făcea tânărul? Tânărul era grav bolnav, suferea de băsism. Dar pe sistemul bău să te scuipă în gură. Tânărul și-a însoțit amenințarea repetată de câteva ori cu aprecieri jignitoare la adresa ziaristului și a opiniilor exprimate de acesta la Antena 3. Bolnavii de băsism n-au aflat că Antena 3 nu e obligatorie. Deci Antena 3 poți să... Dar nu-ți place Antena 3. Se întâmplă. Adică dacă ești bolnav de băsism, bă, nu... Ok. Și nu te uiți la Antena 3. Adică e foarte simplu. Cât de simplu e? Te obligă nimeni. Diferența dintre Antena 3 și președintele României este că, indiferent că ție nu-ți place de Băsescu și vrei să-l excluzi din viața ta, n-ai cum. Că n-ai cum. Nu există o telecomandă. Zici, bă, eu cu telecomanda asta îmi selecționez eu președintele pe care îl vreau. Nu. N-ai ce să faci. Ăla e președintele. Deci, paralela complet cretină pe care o fac unii, apropo de flecme, între Băsescu și Antena 3, ca și cum ar fi vreodată opozabile instituția prezidențială, o instituție publică și o firmă privată. Deci nu are nicio legătură, dar nu contează. Când e să fii băsist, cretin, știu că este e un pleonasm. Ce spune? Că e să fii băsist, cretin. Trebuie să fii băsist, cretin și atunci spui cretinisme. Și băsești. Bun, aici. Agresorul a asociat explicitul său cu incidentul de la Constanța, declarând că nu va păți nimic. El s-a manifestat la fel de agresiv și față de soția ziaristului. Era o diferență, pe lângă faptul că dacă nu vrei să citești ce scrie Dan Constantin, nu cumperi Jurnalul Național. Dacă vrei să vezi, să nu vezi ce spune Dan Constantin la Antena 3, nu te uiți la Antena 3, este atât de simplu, nu e nimic mai complicat de atât. Așa, în schimb, acțiunile lui Băsescu, președintele României, indiferent că te uiți, că nu te uiți la Băsescu, că te interesează ce a zis sau ce a făcut, așa, automat, acțiunile președintelui României au o răsfrângere asupra fiecărui om din această țară. Bun, diferența în această situație între Dan Constantin și Traian Băsescu, că văd, repet, că ăștia propagandiștii băsiști, fiind foarte, foarte, foarte proști, pe lângă faptul că se află în insolvență toți, fiind și foarte proști, fac această comparație idiotă. Bă, ce să vezi, Dan Constantin n-are SPP lângă el. În mod bizar, sigur, Dan Constantin n-are SPP, era cu soția. Băsescu are gealați, câtă frunză, câtă iarbă și toți sunt plătiți de noi. Deci, în niciun fel, situațiile nu sunt comparabile, dar niciun fel. Acum, hai să vedem ce face domnul ăsta băsist de 30 de ani. Ia să vedem, ce a făcut? Eu nu știu ce a făcut domnul ăsta după incident. Adică vreau să gândesc optimist, vreau să fiu optimist. Poate a murit. Poate fi murit. De ce să fiu totdeauna negativist, știi, poate n-a murit. De ce? Când v-am spus, băi, puțin optimism, frate, hai să gândim pozitiv. Bun. El s-a manifestat la fel de agresiv și față de soția ziaristului. Dată fiind starea de surescitare a agresorului, gâlgâia băsismul în el. Și considerând că incidentul poate degenera în violență, familia Constantin a solicitat intervenția poliției. După părerea mea, aici a greșit, domnul Constantin. Deci, domnul Constantin, data viitoare solicitați intervenția mea, domne. Deci eram oarecum în zonă. Așa, era chiar în zonă. Ajungeam... Aoleu, ce repede ajungeam. Și după aia se întâmplau lucruri minunate. Așa, deci domnul Constantin, nu mai sunați la poliție, că sunați degeaba, am înțeles, sunteți cetățean, sunați la mine. Sunați la mine, domnule, eu un băsit, vrea să mă bată, vrea să mă scuipe, sunt cu nevastă. Stați așa, rămâneți pe loc. Rețineți-l pe cetățean acolo. Vin imediat. Așa.
Un echipaj al secției 6 sosi la fața locului, a reținut circumstanțele incidentului și l-a identificat pe agresor. Este vorba despre Anastasescu Marean din București. Potrivit opiniei lui Dan Constantin, agresorul și-ar fi premeditat acțiunea, așteptând în parcare sosirea ziaristului. Niciun incident anterior nu a motivat abordarea lui Dan Constantin și intimidarea acestuia. Mai mult, tânărul, adică hântrălău ăsta de 30 de ani e tânărul, a dorit să devină un erou. Superb! Solicitând o echipă de la televiziunea B1 pentru mediatizare. Prostule, pot să-i spun așa? Bă, prostule, bre, deci degeaba de la B1 pentru mediatizare? Nu află nici dracu dacă de la B1. Dă! Deci la Antena 3 trebuia să soliciți echipă ca să devii celebru, prietene. De la B1. Păi dacă te difuzează de dimineața până seara, nu o să te recunoască nimeni. Îți dai seama aia, Mădălina Pușcalău, aia săraca, da? Cât să plimbă ea să-i fie recunoscută înfățișarea și nu o recunoaște nimeni. Doar la mare, când înoată pe spate, crede lumea că a venit rechinul în sfârșit. Bun, unde revin? Unde? În aceea seară, Dan Constantin a depus o plângere la secția 6 de poliție, solicitând măsurile legale ce se impun în cazul agresiunii și amenințării. Așa. El, am înțeles eu de la televizor, că aici nu scrie, dar așa era la televizor, sper să fie adevărat. Domnul ăsta, băsistul de 30 de ani, de glâgâia, băsismul în el și nu mai putea de atâta băsist, că uite, dădea pe răscoale, a zis că din cauza lui Antena 3, ceea ce e foarte haios, moare el de foame. Și auzi, băi, prostule, Mariane, băi, prostule, bă, asta cu muritul de foame, adică muritul de foame e o treabă lentă. Te grăbești? Nu că dacă te grăbești, Da. Eu, de ce să vă mint, recunosc și regret și acum că nu l-am dezosat. Cum să, vreau să mă exprim elegant în emisiunea asta, să nu fie problemă, că nu l-am dezosat pe ăla de la benzinărie care, mă rog, sigur, nu m-a scuipat, că dacă mă scuipa, era și ultimul lucru pe care îl mai făcea pe planeta asta. Adică era chiar ultimul lucru, nu mai apuca să fac alt. Asta era. Poate un pic de căcuță moale, dar cam atât mai apuca să facă. Dar regret totuși că nu l-am dezosat pe ăla de la benzinărie, dacă vă duceți amintea cu câteva luni. Sigur că am aflat unde stă, am poze cu el, cred că în sufragerie. Da, la el, adică nu. Dar nu... Atunci trebuia. Acum sunt mult mai pregătit pentru lucrurile astea, pentru băsiști. Uite, de ce să nu mă caute și pe mine domnul, cum îl cheamă? Anastasescu Marean. Bă, dacă vrei să fii șmecher, dacă vrei să fii băsist, te duci bă la Dan Constantin, care apare și Dan Constantin de câteva ori pe lună la Antena 3. Vitată la unul dintre iconurile în limba engleză, icon. Dar aici și aia, adică nu la Dan Constantin, repet, e unul de la Jurnalul Național, apare sigur pe la câteva emisiuni, că îl invită cetățenii realizator, dar dacă vrei unul din grilă, dar apare, vină tati încoa, vină mai Anastasescu, măi Marene, vină bă la mine, bă. Lăsați băsiștii să vină la mine. Bă, dar la mine nu prea fim băsiștii, mă. Nu prea fim băsiștii așa, pe zmarduială, pe harneală. Că-ți fac, că-ți dreg, nu prea vin. Poate se gândesc că iau în serios. Deși uitați, vedeți în evenimentul zilei, un ziar aflat în insolvență, citesc următorul, următorul? Da, merge și așa. Următorul titlu. Lui Mircea Badea e frică de bătaie și nu știe să șofeze. Bă, tu auzi ce articole scriu ăștia din evenimentul zilei? Superb! Deci este scris de unul, Horia Tanacu. Este un milițian alcoolic. Deci, cum mă, lui Mircea Badea e frică de bătaie și nu știe să șofeze? Asta e superb, bravo, bravo. Nu mai pun, adică nu vreți să citesc și articolul? Articolul, mă rog, mi s-a părut tare titlul. Gata, să vezi. Bine, mi-e frică, aoleu, ce frică mi-e. Doamne, și cum nu știu să șofez? Aoleu, aoleu. Bun.